Bună seara, bună ziua, bună dimineața, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Presia Clar Viziune, citire pe foaie. Astă seară am să vă fac citirea cu pendulul pe padul pendular. Da, să-l arătăm un pic la cameră pentru noi abonați. Acesta este un pad în care putem citi cu siguranță dacă se îndeplinește sau nu o anumită dorință sau dacă se rezolvă o anumită situație. Vedeți, aici avem da, nu, check again, deci mai încearcă o dată și possibility, deci încă este posibil să se îndeplinească. Avem zilele săptămânii, avem zodiacul, da? Tot alfabetul, toate inițialele și numerele și lunile anului. Bun, după cum știți, vă gândiți la o situație, la o problemă sau la două, dacă doriți, sunt două variante și vedem ce ne mai spune și pendulul. Însă nu înainte să vă mulțumesc pentru prezență și pentru că este o citire și pentru doamne și pentru domni, am să anunț din nou că mâine seara la ora 19, ora României, voi face curățarea energetică. Din nou mă repet că mi s-au pus întrebări, nu mă căutați pe YouTube pentru că nu sunt. Tot ce trebuie să faceți sunt două lucruri. Să vă întindeți pe o canapea, un fotoliu sau să trageți mașina pe dreapta. Și să vă puneți mâna stângă între sâni, pe plex, iar dreapta deasupra mâinii, palmei stângi, da? Și al doilea lucru este să încercați să vă detașați de absolut tot, să nu vă gândiți la absolut nimic. Se începe de la ora 7, puteți, eu am nevoie ca să ajungă energiile la dumneavoastră și să fie curățarea corectă. Am nevoie de 12 minute. Dacă stați și mai mult, nu este nicio problemă. Mi s-a spus unii sau unele persoane au și ațipit, au adormit în acest proces. Este foarte bine. Da, nu este nicio problemă. Și cu acestea fiind zise, să începem, da? Să vorbim un pic cu Ra, să vedem. Știți foarte bine că primele două întrebări sunt de control, da? Deci prima întrebare este dacă suntem în anul 2025, Ra, haideți să vedem. Da sau nu? Suntem în anul 2025, da sau nu? Deci, vedeți foarte clar, a luat-o spre nu. Se vede că am rămas cu mâna aici ca să nu mișc nimic. Bun. Acum să-l întrebăm și dacă suntem în anul 2024. 23, pardon, 2000. Bun. Zâmbesc atâtea chestii, a trebuit să-mi notez extra și tot am scris 2024 și am rămas cu 2024. În fine, 2023, suntem în 2023. Ra, 2023, suntem în 2023, da sau nu? Da, deci a luat-o spre da mult mai repede decât prima oară. Bun, perfect. Acum urmează prima situație. Vom începe cu elefanțelul auriu, da? Prima situație, prima întrebare, prima problemă. Dacă vi se rezolvă, da sau nu? Ra, pentru toți abonații, pentru toți cei care privesc, care vor privi, este o citire sau o
etalare, că nu știu exact, să zicem o citire cu pendulul, da? Este valabilă oricând o priviți, da? Bun. Pentru toți cei care vă veți uita, care vă uitați, da sau nu? Se rezolvă problema sau nu? Se îndeplinește dorința, da sau nu? Ra. Asta face figură, a zis să mai încercăm o dată. Bun, mai încercăm o dată. Haideți că nu mai vorbesc, că mai le spun în gând, pentru că nu e, trebuie să fiu foarte atent aici. Da, deci nu vrea, dar nu că nu iese, trebuie, din punctul meu de vedere, ceea ce simt este să aveți un pic de răbdare, pentru că destinul vostru va fi un altul sau este ceva dat de la Dumnezeu, dar tot nu pot să vă spun dacă este da sau nu. Haideți să vedem ce ne mai spune Ra, totuși. A stat pe loc, a stat pe loc, se întârzie, da, aici se întârzie la ceea ce v-ați gândit, se întârzie. Haideți să vedem ce vă mai pot spune cu această întârziere. Probabil că la unii dintre dumneavoastră este o situație care trenează din luna august și la alții din februarie. E ceva vechi din urmă, da? Dacă mă întrebați pe mine, și să spunem, încă mai trebuie, ia uite, încă mai trebuie să așteptați unii dintre dumneavoastră până în luna iunie. La unii se poate întâmpla până la sfârșitul lunii decembrie, într-o zi de joi, să iasă ceva. Sau de luni chiar. Dar oricum este, la ceea ce v-ați gândit este întârziat. Adică dacă vreți mâine să vă sune cineva, nu, o să vă sune, nu știu, la sfârșitul decembrie și nu lunii decembrie și nu vă mai interesează. Probleme un pic aici cu Fecioara și cu Oracul. Da, dacă sunteți în aceste zodii sau aveți parteneri sau persoane cu care trebuie să vă rezolvați o anumită problemă, mai durează 7 ore, 7 zile, 7 săptămâni, 7 luni. Deci, nu vreau să vă supărați pe mine, dar este ceva de durată. Uite, îmi vin pești acum și trebuie să căutați în altă parte, părerea mea, mulți dintre dumneavoastră, situația la care v-ați gândit, trebuie să o căutați în altă parte, mai ales și dacă sunteți în zodia pești și balanță, berbec, trebuie să căutați în altă parte. Lucrurile nu stau rău, simt să vă spun acest lucru. Dacă v-ați gândit, de exemplu, la dragoste, nu cred că vă mai împăcați, da, cu fosta persoană. Dar dacă aveți o altă situație, este de durată. Iar pe dragoste, de asemenea, trebuie să căutați în altă parte, adică să nu mai așteptați. Sau va mai dura până veți cunoaște pe cineva, dar aici văd și situații un pic mai complicate, mai greoaie. Deci, 70% nu. Sorry.
Da. Mergem la următoarea întrebare. Elefanțelul negru. Haideți să vedem dacă vă rezolvați problema. Da? Pentru toată lumea care va privi acest video, indiferent când, este valabil în momentul în care îl veți viziona, da sau nu. Aici văd o șansă de da. Dar tot așa destul de greu, adică se urnește greu această situație. Haideți să vedem de ce. De ce sau ce trebuie să faceți? Cred că, deci, ziua norocoasă pentru a vi se rezolva această problemă este ziua de luni și eu cred că trebuie să țineți din nou a căzut, da? Deci nu fac nimic, clar se va îndeplini, e un pic mai greu, e un pic împinsă de la spate situația sau persoana. Într-o zi de luni veți avea noroc, inițiale de M, de O, persoane care s-au născut pe 5 și 6 și 4 în orice lună, cei care sunteți în zodia rac sau poate trebuie să aveți de-a face cu cineva în zodia rac care vă va ajuta sau sunteți voi și veți reuși. Din nou, fecioară foarte bine aspectat, săgetătorul mai are un pic de așteptat, da? Într-o joi veți primi o mare bucurie la ceea ce v-ați gândit. Uite, și mâine este joi, mâine, adică astăzi este. Eu am să pun video chiar acum. Da, poate joia aceasta sau joia viitoare sau într-una din zilele de joi aveți noroc. Știți cum e? Aici unora li se va îndeplini foarte repede sau nesperat, ca și cum nu mai e nimic de făcut, dar uite că vine, apare această posibilitate să se rezolve de unde, de neunde apare cineva care vă va sprijini sau veți găsi o soluție peste noapte pur și simplu și se rezolvă foarte repede, dar la unii va mai dura un pic. Bun, următoarea etalare va fi pentru doamnele căsătorite luna ianuarie și eu vă aștept mâine seară la 7. Vizionați foaia pe inițiale pe luna ianuarie. Mi se pare că v-am dat acolo, dacă nu mă înșel, un ritual pentru această sărbătoare mare, pentru o problemă, o dorință pentru a vi se îndeplini, a rezolva o problemă pe care o aveți, este ușor de făcut. Să nu vă uitați menta, busuiocul și pătrunjelul, azi am fost și eu să-mi cumpăr pentru că nu mai aveam, am găsit niște leșinături la Lidl, dar tot le-am luat, le-am băgat sub apă, le-am pus în pământ, le-am, vai de capul lor, dar nu contează, deci nu contează, important e să le aveți, să vă spălați pe mâini, da, și să frecați mentaia și busuiocul și pătrunjelul între palme, să faceți respirația aceea yoghină de 3 ore, expirare, să inspirați, să expirați și să
să vă gândiți la prosperitate și la spor, dar după aceea aveți nevoie de acea detașare, da? Trebuie să vă detașați, nu să stați, mama, am făcut acel lucru și acum gata. Nu, trebuie să vă detașați, să uitați de chestia asta, să fie ca un ritual, să nu stați cu gândul lipit la acest lucru și credeți-mă, dacă reușiți să vă detașați, cu siguranță nu vor întârzia bănuții, mulți, puțini, să vină și vin, credeți-mă, deci vin, dacă nu vin, pică și tot intră ceva sau faceți ceva bun. Vă îmbrățișez cu drag, vă doresc spor la cumpărături și baftă la cozonaci, de-abia aștept să văd cum vor ieși și mie. Într-adevăr, nu știu dacă mi este jenă să spun, eu nu fac decât tiramisu și cozonaci, eu nu fac dulciuri pentru că nu am răbdare, dar cozonaci întotdeauna mi-au ieșit, n-am dat greș cu ei și fac 6 de fiecare dată, dar fac doar de două ori pe an, de Paști și de acum de Crăciun. Bun, vă doresc spor în toate. Ne reauzim mâine dimineață. La revedere!